Beneficiarii serviciilor multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate, Gura Humorului, au organizat un spectacol de excepție dedicat Zilei Naționale a României și Zilei Bucovinei. Frumoși costumați, beneficiarii centrului au pregătit momente artistice care să marcheze acest moment de sărbătoare. Spectacolul a fost moderat de binecunoscută artistă Manuela Pohoață, care a subliniat pentru câteva momente însemnătatea celor două sărbători. Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. România întregită s-a realizat într-un context deosebit, prin trei momente succesive pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ. Unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara mamă. În aceste momente în care sărbăm Ziua Națională a României, considerăm că este potrivit să reflectăm asupra câtorva considerații despre o temă specifică, despre dragostea de țară. Cântecul bucovinean a răsunat la Gura Humorului prin vocea valorilor bucovinene Alexandru Brădățan și Manuela Pohoață. Apoi, beneficiarii centrului au venit în fața publicului cu șezători, dansuri de societate, dansuri poloneze, țigănești, cu scenete și scurte prezentări despre Bucovina.
De ce să mă aduc aminte, tu odinioară rost, că fiindcă lumea te gândea puțin că prost.